Ne-am întors la știri, bacșiș de 60.000 de dolari este visul oricărui chelner, doar că de această dată tipsul colosal a ajuns la un pianist. Omul era muzician de ocazie într-un aeroport american, iar melodiile lui au ajuns la inima unui pasager generos. Trecătorul l-a filmat și a postat pe Instagram, iar internauții l-au răsplătit făcând chetă. Închide ochii, sentimental, apoi se lasă pătruns de fiorul muzicii. Degetele îi alunecă rapid pe clape, trecătorii abia dacă îi dau atenție, însă nu-i pasă. Pianistul de 66 de ani din imagini interpretează cu patos, zi de zi, piese de jazz într-un aeroport din Atlanta, Statele Unite. Pasager meloman a fost mișcat de pasiunea cu care pianistul trăiește muzica. De profesie speaker motivațional, călătorul a postat pe Instagram un video cu artistul și a îndemnat pe internauți să strângă bani pentru el. I got like 170,000 people that follow me. Oh, damn. So I've been like 70,001. I'm following you. Yeah, you follow me now. So but here's the deal. I've been like Instagramming you, playing that piano. And I said, like, we need to give this man a tip. So I put my Venmo out there, and in 35 minutes, I need to let you know that I'm about to give you $10,000. Pianistului nu i-a venit să creadă că un simplu bacșiș l-a transformat într-un om bogat. They just deposited $10,000. They? 170,000 strangers that loved your piano playing, and I asked them to give you money, and... In 35 minutes, because you're a great human being, and you're changing people's lives when you do this, and you're so sincere, and people love you. Pianistul a fost profund impresionat de gest, dar și de suma de bani pe care a primit-o de la niște oameni pe care nu îi cunoștea, dar care l-au ascultat cu interes. I gotta go catch a flight. But you are loved. Come on, man. You are loved. You are adored. And I don't know what you need to do with $10,000, but it's yours. No, I wouldn't.